importante. Ce aș mai dori să mai subliniez este faptul că, în legătură cu folosirea listelor suplimentare, principala preocupare care exista anterior era legată de posibilitatea votului dublu sau multiplu. Trebuie subliniat faptul că legea 208, care e în vigoare în momentul de față, prevede foarte clar că identitatea alegătorului este verificată electronic și că această eventualitate a votului multiplu sau dublu este practic eliminată prin modalitățile de verificare de care la care mă referam.